în ultimul an, cel puțin, sunt atâtea lucruri diferite pe care le făceam într-o zi. Viață agitată, uite, de exemplu, n-am mai fost, și cu rușine în suflet o spun, nu am mai fost la sală de 3 luni și jumătate, ca nimic, dacă nu 4. Nu am mai apucat o zi liberă, să zic că n-am nimic de făcut, sau am avut seara plină și a doua zi nu puteam să merg, că ori nu dorm bine după concert sau după așa, nu dorm bine, rămân activat și atunci nu mă pot duce obosit la sală și trebuie să revin la activitatea asta, pentru că îmi face foarte mult bine și face oricui. Și înainte reușeai să ai un program regulat în care Da, am avut perioade în care în pauza de televiziune, de exemplu, îmi făceam programul în așa fel încât să nu era atât de încărcat cum am avut în ultimul an. Și reușeam să fac timp pentru asta. Care este mâncarea ta preferată și dacă îți place să gătești? Mie îmi place să mănânc orice, mai puțin ce conține, cum sunt supele alea tailandeze cu lemongrass. Deci nu suport acea frunză, acel condiment lemongrass. În rest, mănânc. Nu mănânc absolut, aș mânca absolut orice. Da, îmi plac foarte mult sarmalele, aș mânca sarmale de dimineață până seara. Îmi place mult orezul, așa din când în când dimineața, înainte de sală ai voie cu 2 ore înainte. Orez fiert cu ulei de măsline primit de la un prieten de-al meu, mulțumesc Vasilescu, din Grecia. Sare și piper. Atât, mamă, deci aș mânca orez așa mult, mult. Bun. Îmi plac și fripturile aia pe care le fac la cuptor, pe care când le scos tremur, așa știu o ceafă de aia. Dar e mai rar, că e grăsuță, nu e ce trebuie. Ție vreun anume regim alimentar să te menții în formă? Mi-am datorită lui Valentin Vasile, cu care eu am început să fac serios mișcare și să-mi organizez modul de alimentație. Am o disciplină, știu când scap, știu când nu fac bine, repar ce e de reparat și nu fac excese mari, nici nu mai pot să mănânc mult, nu mai pot să mănânc orice, oricând. Din când în când îmi fac pofte, nu știu, așa rar, dar sunt echilibrat. Aș mânca, de exemplu, cartofi toată ziua, dar nu e prea ok. Există vreun set de exerciții pe care îl faci acasă, pe care le recomanda oamenilor care ne privesc? Mai da, eu am niște proptele de alea, așa, nu știu, niște mânere, flotări, alea sunt foarte bune, planșă, vreau să fac planșă de 4 minute la un moment dat, ceea ce e foarte mult, da? Acum dacă o iau de la 2 minute jumate, clar, de când am mai făcut. Dar, deși la 3, ultima oară eram la 3 și 20 de secunde, stai, ca să nu, așa. Am și niște gantere pe care le mai folosesc, exerciții, nu știu, din flotări, ridicări, de tot felul. Gantele pot fi folosite, abdomene, dar dacă faci planșă e mai sănătos, dacă ai probleme cu coloana, e mai bine să faci planșă. Ne scrie Marian Păun. Orice mișcare e binevenită, și alergatul, și orice. Alergatul, atenție pe ce suprafață, ce tenis folosiți, adică e foarte binevenită orice mișcare.